încântat să fie Domnul care în bunătatea și dragostea Lui încă ne vorbește, încă ne face conștienți, încă ne îndeamnă să schimbăm lucrurile care nu sunt bune, încă este cu noi și slăvit să fie numele pentru toate minunățile pe care le revarsă peste noi, slăvit să fie numele. Mă gândeam și mă gândeam atunci când mă pregăteam pentru cuvântul acesta. Mă gândeam la faptul la copiii mei atunci când făceam părtășii împreună și citeam dintr-un text. Le spuneam de câteva ori, copii fiți atenți, la sfârșit sunt întrebări. Și atunci o să vă întreb la sfârșit ce ați înțeles și o să vă pun întrebări. Și de aceea fiți atenți ceea ce citesc, din capitolul pe care îl citesc, că la sfârșit vor fi întrebări. Nu o să fie seara, nu în această dimineață așa. Dar mă gândeam atunci când pregăteam că copiii mei atunci când nu știau să răspundă la o întrebare, știi ce răspundea ei? Am vrut să zic și eu ca el, dar mi-a zis înainte. Așa făceau unii dintre copiii mei. Și uneori nu cunoaștem răspunsul la întrebările pe care le avem. Dar Dumnezeu le știe. Și Dumnezeu are răspunsul la toate. La toate. Dacă suntem atenți, El ne poate vorbi din cuvântul Său. Pentru că, vedeți, Dumnezeu, dacă vede că noi nu primim, dacă vede că Dumnezeu ne vorbește și iar ne vorbește și iar ne vorbește, și mai nu vrem să luăm seara, la un moment dat inima noastră să fie tare, foarte tare, și nu o să mai putem primi nimic. Nici măcar sfaturi de la alții. Dar aminte de la Dumnezeu. Haideți un pic să recapitulăm ce am învățat de la trecut din textul acesta. Și apoi, la sfârșit, ar vrea să concluzionez cu celelalte două stări pe care Iov le avea și pe care, mă rog, Domnule, să ne cerceteze pe fiecare dintre noi să vedem cum stăm în privința aceasta. S-a vorbit foarte mult în ultimul timp despre împrihănire și Dumnezeu a pus pe inima mai multor frați să vorbească despre starea aceasta. De a fi un om neprihănit. Și este important înaintea lui Dumnezeu ca cu porții să fim neprihăniți înaintea Dumnezeu. Dar ce am putea noi face? Ce putem noi să facem ca să fim neprihăniți? Să rugăm pe Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, să ne ajute să fim neprihăniți. Că noi singuri, mai departe, am vorbit despre felul cum Dumnezeu privește la un om. La felul cum privește generația de astăzi la om, la cum caracterizează un om și cum caracterizează Dumnezeu un om. Am vorbit la lucrul acesta și vedem din textul pe care l-am citit că Dumnezeu, în primul rând, s-a uitat la starea interioară a lui Iov. Dumnezeu s-a uitat la starea interioară a lui și atunci vă întrebam și spuneam, cum putem să verificăm dacă un om spune despre el că este neprihănit? Că este un credincios, cum putem verifica? Prin comportamentul lui. Sau a ei. Putem verifica dacă starea aceea din spusele pe care le spune sunt adevărate sau nu. Mai departe, după ce Dumnezeu a privit la starea lăuntrică a lui Iov, Dumnezeu a privit în al doilea rând la ce? La familia lui. Pe Dumnezeu îl interesa și Dumnezeu a lăsat în cuvântul lui Dumnezeu câți copii au avut. Mai târziu mă vorbește și despre ceilalți 10. Vedeți? Oamenii și generația în care trăim acum, oamenii nu dau doi bani pe aceste două lucruri. Nici pe starea lăuntrică a unui om, oamenii nu interesează. Dacă ești la servici, important este să fii sănătos și să lucrezi. Și dacă ai probleme acasă cu familia sau cu copiii, nu interesează. Pentru că vremurile pe care trăim, așa sunt.
Și oamenii, chiar dacă înainte și aduc aminte cu nostalgie că familia era foarte importantă pentru ei, astăzi nu mai este așa. Și așa, și așa cum Dumnezeu a privit la Iov, mai departe, spune, după aceea s-a uitat la averea pe care o avea și la starea lui, la starea lui înaintea oamenilor din vremea aceea. Spune că era bogat și apoi spune că era cel mai cuvază din locul acela. Uneori greșim atunci când luăm decizii în viață, pentru că nu ne uităm la om sau la situație așa cum se uită Dumnezeu. Și o luăm invers. Și ne bazăm poate pe material, ne bazăm poate pe funcția pe care o are și spunem, eu mă duc la el care are o funcție mare. Dar nu asta este standardul lui Dumnezeu. Standardul lui Dumnezeu este să mă duc la acela care are o stare bună înaintea lui Dumnezeu, care are o stare lăuntrică bună după voia lui Dumnezeu la unul acela. Că el mă poate ajuta în rugăciune. El mă poate ajuta în post. El poate sta pentru mine în zile de jertfă. Și omul acela care are vază, poate să o facă și el, dar poate starea lui nu este așa cum vrea Dumnezeu. Mai departe, aș vrea să intrăm, și apoi am vorbit despre, spune Biblia că era curat la suflet. Mai țineți minte despre ce am vorbit în privința aceasta? Despre sinceritate. Asta înseamnă curat la suflet. N-avea gânduri ascunse. Nu putea, el nu spunea unui om, te iubesc și în același timp în inima lui să-l urască. Nu? El nu putea să fie așa, el era curat. Era sincer. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi, să fiu sincer în relațiile noastre unii cu ceilalți. Uneori avem lucruri ascunse. Uneori încercăm să facem o impresie care nu e adevărată. Uneori, pentru că cineva trece pe lângă noi, vorbim despre alte lucruri. Frații mei, Dumnezeu ne îndeamnă, și surorile mele, Dumnezeu ne îndeamnă să fim sinceri în toate privințele. În toate privințele. Așa că... Apoi, mai departe, spune despre el, el se temea de Dumnezeu și se va abătea de la rău. Aceste două stări sunt legate una de altele. Și o să vedem mai departe de ce. Mă gândeam la o definiție a felului ce înseamnă să te temi de Dumnezeu. Și haideți un pic să ne ducem aminte de ziua când ne-am întors la Dumnezeu. Haideți să ne ducem un pic aminte, să mergem cu mult în urmă pentru unii, poate cu puțin în urmă pentru alții. Dar să ne ducem aminte că într-o zi, când am făcut legământ cu Dumnezeu, am avut dreptul din partea lui Dumnezeu să-i spunem Tată. Atunci, în ziua aceea, când am făcut legământ cu El, am putut să-i spunem Tatăl lui Dumnezeu. Și ce înseamnă teamă de Dumnezeu? Să mă străduiesc să nu supăr. Pe Tatăl meu, să mă străduiesc să nu cal afară din poruncile Lui. Asta înseamnă de teamă de Dumnezeu. Dacă eu îi spun Dumnezeu Tatăl, să nu neglijez că Dumnezeu spune, Doamne, ai porunci, ai învățături, dar nu mă interesează. Teamă de Dumnezeu trebuie să o avem cu noi tot timpul. Haideți să vă pun o întrebare, că eu sunt o întrebări. Unde spune Biblia că ar trebui să fie teama noastră de Dumnezeu? Să vedem, știe cine? Biblia spune. Mai mult. Atunci, când mă pregăteam pentru mesajul acesta, vă mărturisesc că am plâns înaintea lui Dumnezeu pentru că au fost dăți când am venit înainte lui Dumnezeu și am slujit fără să-mi fie teamă de El. Prin studiul acesta pe care l-am făcut cu privire la subiectul acesta, m-am îngrozit. Asta cere Dumnezeu
Asta cere Dumnezeu prin teama de Dumnezeu, asta cere. Și poate venim de multe ori aici și cântăm sau spunem poezii sau predicăm chiar și n-avem teama de Dumnezeu. Unde spune Biblia, fraților? Spune și Moise, spune și Psalmistul. Spune înaintea ochilor. Înaintea ochilor, spune, să aveți teama de Dumnezeu înaintea ochilor. Dar de ce? De ce ne îndeamnă Biblia să o avem înaintea ochilor? E acolo tot timpul, nu? Dacă o avem aici înaintea ochilor, e cu noi tot timpul. Și atunci când ne deschidem gura, avem ochii deschiși, nu? Și vedem teama aceasta. Teama aceasta de Dumnezeu și ne împiedică să vorbim greșit. Atunci când vreau să gândesc ceva, văd teama asta în fața ochilor și mă împiedică să gândesc ceva pe care Dumnezeu mă poate judeca. Mai spune în Biblia că să ne păzim piciorul când trecem pragul casei. De câte ori am intrat în casa lui Dumnezeu fără teamă de Dumnezeu, fără teamă. Dar de ce spun lucrurile acestea? Știu situații, și nu vreau să vorbesc despre biserica noastră, că nu vreau să interpreteze nimeni nimic. Știu cazuri din biserica de unde am venit, în care familii, multe familii, venea la biserică, soț și soții și copii. Dar așa cum erau despărțiți de culoarul acesta, și acolo era tot un culoar, așa erau despărțiți ei unul de altul. Erau ca și familie. Dar nu era una. Și atunci când biserica cânta, cântau și ei. Că le era rușine să nu zică nimica. Se uitau oamenii la ei. Dar între soț și soție, sau poate și între copii, nu era nicio legătură. Asta dovedea că nu aveau teamă de Dumnezeu. Asta dovedea că nu aveau teamă. E adevărat. Nu se poate să nu greșim. E adevărat. Dar înainte să venim la biserică, sau pe drum, avem zeci de kilometri până la biserică de venit. Unii au mai mult. Avem timp să reconciliem lucrurile acestea. Cum putem să venim la biserică să cântăm o cântare înaintea lui Dumnezeu? Că știu că soția mea acasă e supărată pe mine. Cum? Ce rost are jertfa asta? Dovedește că nu ne teamă de Dumnezeu. Știu că Dumnezeu este prezent aici. Și îi aduc jertfe degeaba. Jertfe care n-au valoare. Frații mei, numai noi ne cunoaștem de noi și Dumnezeu. Dar frații de noi nu știu, vedeți, nu știm ce stare, ce avem în noi, nu știm ce probleme avem acasă, nu știm și care e relația cu copiii noștri, nu știm. Dar noi ne temem de Dumnezeu când venim aici pregătiți. Pregătiți și nu numai aici, în fiecare zi. M-am dus la servici și Biblia ne spune că ar trebui să fim oameni curați, care nu ne atingem de nimic ce nu e a nostru. Dar am văzut copii care se numeau copii de Dumnezeu, care puneau mâna și lor. Și apoi veneau la biserică și cântau. Veneau la biserică și cântau. Spuneți-mi mie, vă rog, asta dovedește că ne teme de Dumnezeu? Sau că nu ne teme? Vedeți, noi toți stăm în locul acesta și respirăm, nu? Nu suntem morți. Respirăm. Dar ne aducem aminte că aerul ăsta nu-i a nostru. Nu-i a nostru. Dacă Dumnezeu
în supărarea lui. A spune, mă, cum? Nu, cum îți permiți să vii în casa mea să spui că te temi de mine? Că acum îți iau aerul. Ar putea să facă Dumnezeu așa. Dar Dumnezeu este bun și ne mai dă șanse. Cum am putea să venim în casa lui Dumnezeu, să-i spunem lui Dumnezeu că ne temem de El, dar unele porunci din cuvântul lui Dumnezeu le aruncă la noi. Și spunem, pe mine nu mă interesează poruncile astea, sunt vechi. Eu nu le țin. Am auzit cu urechile mele, frați, care au zis așa. Pe ce facem? Alegem ce vrem noi? Alegem ce vrem noi din cuvântul lui Dumnezeu? Dați-mi voie să citesc câteva versete din Isaia, capitolul 11, versetele 1 la 5. Versete foarte frumoase spuse despre Domnul Iisus. Despre Domnul Iisus. Și m-a impresionat. Dacă Domnul Iisus Hristos avea plăcere asta, păi noi oamenii... Haideți să citim Isaia, capitolul 11. Versetele 1 la 5. Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isaia și un văstar va da din rădăcine lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Am auzit și plăcerea lui Domnul Iisus. Plăcerea lui era frica de Domnul. Dacă Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, avea plăcerea aceasta, dar nu dintre noi oamenii. În fiecare zi, când mă trezesc, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru aerul care le respir. Și întotdeauna să mă concentrez la starea pe care o am. Că Dumnezeu mă vede. Doamne, îi spun lui Dumnezeu, Doamne, mă tem. Serios? Haideți să luăm câteva exemple din Scriptură. N-are nicio valoare, frate și soare, dacă spui cu gura că te tem de Dumnezeu. Trebuie să arăți. Trebuie să arăți. Haideți să luăm exemple. Haideți să luăm pe Iosif, de exemplu. A fost vândut de frații lui. A ajuns într-o țară străină. Acolo, prin harul lui Dumnezeu și prin purtarea lui de grijă, a ajuns sus. Într-o casă în care a ajuns rob, prima dată. Era rob. Dar a crescut. Și a ajuns într-o stare mai înaltă. Soția omului acela pune ochii pe el. Și vrea să facă un păcat înaintea lui Dumnezeu. Iosif doar spunea cu gura că se teme de Dumnezeu. Doar spunea celor din jur, eu sunt pocăit, eu nu pot să fac lucrurile acestea. Nu doar spunea. În momentul când a vrut femeia aceea și cu sila să meargă la el, a fugit. Și a dovedit prin asta, prin faptul că se teme de Dumnezeu. Mai departe, alte exemple. Daniel. Au ajuns robi. Nu era nimeni cu ei acolo care să-i verifice. Dar ei știau că au un Dumnezeu care-i verifică. Și atunci când i s-a adus și s-a propus toate aceste mâncăruri, Daniel spunea, noi ne temem de Dumnezeu cu prietenii lui. Dar prin fapt au dovedit că se teme. Că n-au vrut să se spurce. Atunci când s-a construit statuia aceea, le-a poruncit tuturor oamenilor să se închine atunci când muzica. Frații mei, ce-au făcut ei? Să dovedească că se teme de Dumnezeu.
Păi toți oamenii s-au rugat la pământ și vă dați seama toată mulțimea aceea să se arunce la pământ și tu să rămâi în picioare. Toți trei. Să rămâne, să uite toată lumea la tine. Dar prin asta au dovedit că se teme de Dumnezeu. Prin fapt. Nu doar au vorbit. E ușor să vorbești. E ușor să vorbesc. E ușor să le spui celor din jur, sunt pocăit. Dar oameni de colegii tăi de muncă sau colegile tale de muncă se uită la viața ta. Să vadă, e adevărat ce spui? Păi e ușor să vorbești, atâția politicieni vorbesc. Și fac? Mulți dintre ei nu. Poate fac un alt. Frații mei, asta înseamnă când vin aici în casa lui Dumnezeu și suntem îndemnați la o cântare sau cântă biserica împreună. Ai curajul și am curajul să-mi deschid gura, să laud pe Dumnezeu, că știi sigur că Dumnezeu mă ascultă cântarea aia. Știi sigur. Și știu sigur. Dacă starea pe care o ai, asta înseamnă, frate, să fii de Dumnezeu. Să iei poruncile Lui, să le crezi și să spui așa, Doamne, poruncile Tale sunt ghidul meu de viață. Eu pe Tine Te ascult. Eu pe Tine Te ascult. Știu și cred din toată inima mea că sunt oameni. Sunt oameni care se tem de Dumnezeu. Cred și știu. Pentru că Biblia spune lucrul acesta. Sunt oameni, vor fi întotdeauna o rămășiță care îl caută pe Dumnezeu. Am auzit odată pe un creștin privind la calamitățile care se întâmplă în jur și cele din America și cele din alb din Europa, spunea așa, of, necredincioșii ăștia, of, necredincioșii ăștia, când se trezesc ei oare? Și mă gândeam atunci, Doamne, dar noi care ar trebui să fim aproape de Tine, cel mai aproape, cum suntem noi? Și am găsit un cuvânt în Scriptură care m-a îngrozit. Vedeți că așa este. Dumnezeu spune în cuvântul Său, eu am pus un hotar în mâine și nu-i dori să treacă. Spunea Dumnezeu poporului Israel în Ieremia. Eu am lăsat un hotar și nu-i dori să treacă. Dar din pricina voastră, calamitățile acestea se întâmplă și vorbea poporului. Haideți să citim. Mai bine ca să fim convinși. Ieremia, Ieremia, capitolul 5. De la 21. Ascultați lucrul acesta, popor, fără minte, mai 20. Spuneți lucrul acesta casei lui Iacov, vestițiile lui Iuda și ziceți. Ascultați lucrul acesta, popor, fără minte și fără inimă, care are ochi și nu vede, urechi și n-aude. Nu voiți să vă temeți de mine, zice Domnul. Nu voiți să tremurați înaintea mea. Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veșnic, pe care nu trebuie să treacă. Și chiar dacă valurile ei se înfurie, totuși sunt neputincioase. Urgă, dar nu trec. Poporul acesta însă are o inimă dânză și răzvrătit. Se scoală și pleacă și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeu nostru care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriși. Din pricina nelegiuirilor voastre n-au loc aceste porunghii. Ați auzit, frate? La cine se referă? La oamenii necredincioși? Erau atâția oameni îngroziți și la mine la muncă care spuneau, măi, incendii peste incendii și apele care ies afară. Dar eu mă gândeam în inima mea. Dacă eu aș fi fost o lumină așa cum trebuia să fie. Oamenii, în primul rând, se uitau la Dumnezeu.
Și spunea, uite, Dumnezeu ne vorbește prin lucrul acesta să ne întoarcem. E ușor să arătăm de degete. E ușor să dăm vina pe alții. Dar Biblia ne vorbește că noi, de ce inimă avem? Cum luăm poruncile lui Dumnezeu? Cum le primim? Cum le trăim? Nu ne vede nimeni când stăm pe bancă. Ce e în inima noastră, dar Dumnezeu ne vede. Și atunci, dacă noi suntem sinceri și, și goi și descoperiți înaintea Dumnezeu, Dumnezeu știe ce purtăm. Nu mai veni și să nu mai vin la biserică cu probleme. Haideți să le rezolvăm, faceți cu lor. Dacă au trecut poate mult timp și n-a reușit să iertăm pe cineva, încercați să rezolvați asta. Tot timpul acela Dumnezeu nu te-a primit. Pentru că ai trăit în păcat. Nu l-ai ascultat pe Dumnezeu și n-ai vrut să te împaci cu fratele tău sau cu soara. Dacă e supărat pe soția ta sau pe soțul tău, să rezolvăm lucrurile acestea înainte să venim să ne prezentăm înaintea Domnului. Că Dumnezeu ne privește ca una familie. Nu bărbați și surori. Aici noi suntem împreună așa, că așa suntem. Dar Dumnezeu ne privește ca și o soție una. Nu putem să spunem, eu cânt o cântare, eu singur, tu o cântare, singur. Frații mei, Iov se temea de Dumnezeu. Și învățătura aceasta este și pentru noi astăzi. Starea aceasta dispare. Starea aceasta dispare din bisericile noastre, pentru că omul se lasă și noi ne lăsăm duși de val așa. Vreau să vă spun ceva, am mai descoperit ceva care a fost tot foarte interesant pentru mine, n-am știut. Până n-am citit o scriptură, până n-am studiat, dar vedeți? De asta este important, nu doar să citim, ci să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Spune într-un psalm, cei care se tem de Domnul au o minte sănătoasă. Foarte interesant. Foarte interesant. Dacă vreți să verificați acasă, în Psalmul 111, cred că scrie. Psalmul 111 cu 10, poate. Da. În Psalmul 111 cu 10. Spune, cei care au teamă de Dumnezeu au o minte sănătoasă. Foarte important să avem o minte sănătoasă. De ce? Pentru că dacă avem o minte sănătoasă, și deciziile pe care le luăm sunt sănătoase. Inima, cu mintea noastră, împreună luăm decizii. Și dacă avem lumină și avem o minte sănătoasă, Dumnezeu ne păzește. Frații mei, la încheiere, spunea textul pe care am citit despre Iov, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Vă rog frumos să citiți proverbele, dacă să nu mai avem timp, dar în mod special proverbele 16 cu 6 care spune așa, prin teama de Dumnezeu, omul se abate de la rău. Încă o dată. Prin teama de Dumnezeu, omul se abate de la rău. De ce? Atunci când mă tem de Dumnezeu și am teama aceasta în fața ochilor, întotdeauna mă verific. Înțelegeți? Întotdeauna, având teama aceasta în fața ochilor mei, când sunt pe cale și văd ceva greșit în față, mă feresc. O iau alături. Pentru că teama aceasta de Dumnezeu să mă păstrez curat, să fiu curat, mă ajută să mă feresc de nou. Nu ne putem feri singuri de rău. Oricât am vrea noi. Dacă nu-L avem pe Dumnezeu în ajutor, nu putem. Oricât de tare ar fi. Au fost oameni care s-au considerat tare și au încercat, dar au văzut. Cu Dumnezeu și prin această teamă, Dumnezeu ne ajută să ne ferim de rău. Iov era așa. Și toate calitățile acelea pe care Dumnezeu însuși le-a mărturisit despre Iov în versetul 8. Era adevărat. Dar sunt și pentru noi. Vedeți? Dumnezeu vorbea atunci în cer despre Iov. Astăzi vorbește despre noi. Că noi trăim astăzi. Iov nu mai este. Dar ce vorbește Dumnezeu despre noi? Ce spune?
Care sunt stările pe care, prin, pe care Dumnezeu ne le caracterizează în dreptul nostru? Ce spune Dumnezeu despre noi? Foarte important, frate și surorile astea. Va veni o zi când vom sta înaintea Lui și atunci vom vedea. Dar haideți să ne pregătim înainte să stăm înaintea Lui. Să ne pregătim să fim așa cum vrea Dumnezeu. Știți că spune Maleahi că un cart de aducere a minte este scris acolo pentru toți aceia care se adună și se tem de Dumnezeu. Dumnezeu notează totul. Totul notează. Și gândurile astea, și ce avem în inimă. Tot notează Dumnezeu. Haideți, prin harul lui Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu în dreptul nostru să noteze numai de bine. Știu că e greu, știu că e greu. De atâtea ori mi s-a întâmplat mie și mă gândeam, Doamne, dar cum am reușit eu să scot pe gura asemenea cuvinte? A reușit. Dar trebuie numai să cer iertare. Nu puteam să spun, păi, eu niciodată. Nu se poate. Frații mei, cuvântul acesta pentru noi și Dumnezeu să ne ajute să trăim. Să primim în inima noastră și să ne ajute Dumnezeu să trăim. Amin. 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 Și așa cum a fost în urmață. Să ne rugăm Domnul să ne cerceteze inima și rământul și să ne rugăm Domnul să facă inima noastră să se teamă de El. Dacă El lucrează inima noastră, atunci totul va fi limpede și ușor și vom găsi plăcerea în frica de Domnul. Să mulțumim Domnului pentru cuvântul din această zi, pentru cântările care le-am auzit, care le-am cântat și să ne cuvinteze în continuare alegerea noastră pe ce spune. Amin.